Neața! Ziceți voi dacă ați mai văzut bucle așa pe un om la 5 dimineața. Părau ieși mai bine decât mă așteptam. Deci, mă așteptam să n-aibă nici timp să se usuce, având în vedere cât timp am dormit. Cât timp n-am dormit, de fapt. Mă simt foarte ciudat. Zici că sunt pe altă planetă, așa. E totul foarte dubios. Da, sunt gata să ies pe ușă. Am pe mine ținuta mea de tren, pe care o cunoașteți deja. Hanoracul de la Nico, pe dedesubt am un maieu în caz când mi-este cald și colanții mei cei de toate zilele. În spate am bagajele și ce să zic, abia aștept să dorm. Doar la asta mă gândesc. Imediat chem ceva, nu știu, să văd Uber, chestii. Nu știu dacă am mers vreodată cu Uber sau cu Bolt-ul la 5 dimineața. Am senzația că nu. Dacă durează prea mult să-mi caut o mașină la ora asta, o să iau un taxi, dar vedem. Bun, și mă pregătesc să plec spre gară. Da, sunt probabil foarte dubioasă, având în vedere că am dormit puțin. Acum e momentul să pup pisicile. O să fie singure câteva ore până vine prietena mea, dar nu e problemă. Și da, hai să le pupăm împreună și să le zicem pa-pa pentru câteva zile. Micuț? Micuț, te iubesc, micuț! Ok, micuț, ce, ne iubește, dar ne ignoră. Pufarina, poate tu? Pa, te iubesc, ai grijă, da? Pufarina a dormit cu mine, să știți, m-a luat efectiv în brațe, deci... Am rămas șocată, a venit sub plapumă și am adormit împreună. Și Leo cel mic care e aici ascuns. Pa, Leo, te rog să ai grijă de casă, te iubesc foarte, foarte mult. Doamne, sunt fie așa dor de voi, băi. Crăciun fericit, bai doi pisici. Așa, apropo, aseară am decorat și eu mai mult de Crăciun. Am găsit căsuța asta drăguță și am pus-o aici, plus chestia asta care avea și un glob care s-a spart. Și gata, le-am pus, casa mea e mai festivă. Datorită lor. Bradului vorbesc încet că oamenii dorm. Am ajuns în urmă cu câteva ore. În timpul ăsta am mâncat. Iar acum, vreau să vă arăt bradul. Dar ne jucăm niște jocuri foarte faine. Acum ne jucăm... Stați că am uitat cum se numește. În fine, o să vă filmez. Ce frumos miroase bradul ăsta. Dar da, ne-am pus să ne jucăm niște board games. O parte din lume s-a dus la culcare. O parte am rămas treji. Sper că eu încă rezist. Dar da, ideea e că am ajuns. O să vă filmez imediat cele mai bune prăjituri pe care le-am mâncat vreodată. Un brad superb și niște jocuri super haioase. Asta este bradul. Și o să dorm aici, cu el. Deci astea sunt prăjiturile. Mai sunt vreo 4 farfurii pline sau ceva. Promit că vă arăt mâine. Deocamdată astea au rămas pe farfurie.
Dar da, sunt absolut delicioase. Sunt niște prăjituri care se fac cumva pe fundul tăvii sau ceva. Cu o cremă. Sunt delicioase, deci nu există cuvinte. E a doua farfurie pe care o terminăm în seara asta, deci vă imaginați. Gata, am terminat de jucat cele două jocuri despre care nu vă spuneam, pentru că nu mi-am amintit numele niciunuia. Băi, de-o, e Nico aici cu mine. Hello. N-o fără față. Da, n-are față în seara asta, are doar voce. Da. Stați un pic să vă... Eu trebuie să vă mai povestesc și din tren de astăzi. Călătoria cu trenul a fost destul de drăguță, având în vedere că am dormit practic o oră jumate. Ca atunci când am plecat din Cluj, dacă ți-amintești, spre Galați. Cumva a devenit o tradiție. Da, deci în afară de oboseala mea a fost super ok. Am reușit și să dorm, dar cumva cu spaimă, pentru că odată ce scad din bagaj în cap... Te știți și la altele. Da. Chiar dacă sunt mai mici, chiar dacă nu sunt, tu tot cumva te trezești așa speriat că o să scadă ceva în cap. Mă rog, nu s-a întâmplat asta. Mie mi se pare că a trecut foarte repede timpul astăzi. La un moment dat m-am trezit din somn și m-am uitat eu așa pe geam și erau cele mai frumoase priveliști. Până la momentul ăsta v-a prins că am filmat de-am nebunit. Deci cred că am filmat minim, nu știu, 5 minute non-stop. Sigur am inserat mai puține. Era super frumos pe geam. Deci, era multă zăpadă? Da. Brazi, ne, super. Deci a fost extraordinar. Mi-a plăcut chiar mult și până s-a întunecat au fost imagini de genul ăsta cu râuri înghețate, chestii tristi. Mi-e foarte dor să merg la munte. Dar asta este altă poveste. Mă rog, și aici suntem cumva la munte. La deal. E mai bine că la câmpie. Dar chiar de acum mama, că ziceam că noi suntem fete de câmpie și când vedem mulți brazi. Da, eram așa numai pe geam. Da. Și am ajuns chiar, cred că un pic mai devreme decât trebuia, dacă îți vine să crezi. Da. Deci trebuia să ajungă trenul la 19, ori 32, ori 36, n-am aflat încă. Și la și 30 noi coboram din tren. Absolut șocant a fost. Și da, după aceea am venit aici, am mâncat. Am mâncat niște chestii super sănătoase. Gen niște paste din zucchini. Te rog zucchini, respect. Da, ok, mulțumesc. Așa, cu ceva pui verde, nu știu cum a ajuns verde, nu vreau să aflu, dar era verde. Băi, sper că... Așa, niște ceva alune, în fine. După care ne-am îndopat cu prăjitură, am mai mâncat și un fructou și ne-am apucat să ne jucăm jocuri. Aici va interveni Nico cu nume. Primul jucat, joc a fost... Shit Happens. Da, la care am câștigat. La care da. M-am priceput foarte bine. Ai câștigat detașat. E un joc foarte mișto, deci vi-l mega recomand. Cum am putea doar să că e în engleză. Rezumăm. Da, e în engleză. Dacă există și tradus. Ar putea multe dintre ele s-au și tradus ulterior. Da. Nu știu dacă le poate sunt un pic mai greu de găsit, de exemplu, sau... Eu nu l-am găsit așa. Poate că i-au schimbat și numele și de asta nu... Da, mă rog, dacă știți engleză, merită și în engleză, că e fain. Deci, practic, aveți un punctaj cumva... Punctaj? Aș putea să... Ai cărți de la 0,5 la 100, la 100 cu da. Situații nasoale care se pot întâmpla în viață în funcție de gravitatea lor, pornind de la bineînțeles 0,5 fiind cel mai puțin grav până la 100 fiind ceva groaznic, da? Și, mă rog, primești 3 cărți și în funcție de cărțile pe care le trag ceilalți ulterior, trebuie să ghicești cam pe unde s-ar situa. Nu trebuie să ghicești numărul exact, dar trebuie să îți dai seama de interval. Cam cât de nasol e. Da. Și ele au fost notate de persoane care s-au gândit mult. Adică, da, hai să dăm un exemplu. Psihologi, psihiatri, nu știu ce au făcut parte din echipa care le-a... Hai să dăm un exemplu, da, nu știu, să ai păduchi, de exemplu. Să ai păduchi. Nu e foarte grav. Nu, adică ți afectează viața, dar nu e te greu omoară, să scapi, nu te pune în pericol. Nu, da, ce nu știu, 15. Dar e neplăcut. Pe scară de la... Cred că e mai puțin. Mai puțin de atât? Da. Să, nu știu, să... Sunt și unele, cumva jocul nu-i pentru copii. Are și chestii de adult printre... Da, chiar. Sunt și extensii de la jocul ăsta. Deci dacă în momentul în care ai jucat foarte mult, deja începi să le înveți și începi să mai ai extensii și le adaugi și jocul se face și mai interesant. Ai mai multe opțiuni. Foarte fain, deci mi-a plăcut mult. Nu mi-a plăcut doar pentru că am câștigat. Mi-a plăcut pentru da, că era ajutat. Da, exact. Mi-a plăcut foarte tare. După care am jucat Cards against humanity, care la fel e în engleză și, să-mi explice din nou, vedeți, spre ce mai bine decât mine la ora asta. Păi da, păi l-am jucat de mai multe ori. Primești tu 10 carduri cu posibilități, cu, la fel cu fraze sau până oricum un singur cuvânt. Cu nume sau cu nume. Chestii random. Da.
și pe masă, pat sau unde se joacă, se pune o carte. Judecătorul pune o carte. Judecător, da. Ai ce nevoie de judecător. Care are un blank, un spațiu gol pe care trebuie să-l completezi cu cartea cea mai potrivită dintre cele 10 pe care tu le ai. Cea mai funny, nu potrivită în sensul că neapărat să aibă sens, ci să fie amuzantă. Judecătorul alege cea mai amuzantă și practic... Neștiind de la cine vine. Neștiind, da. Le dai și alege așa, înainte să știa cui aparține. Și practic câștigi cartea respectivă. Cartea neagră și la final cine are cele mai multe cărți negre, practic câștigă jocul. Da, și e chiar fain. Cred că prima oară ne-am distrat mai tare. Sau ce puțin eu, tu ai zis că l-ai jucat de mai multe ori. Da. Dar prima oară mi s-a părut mai fain decât acum. Acum l-am comparat cumva și cu jocul dinainte, știi, care mi-a plăcut mai mult. Cred că și mie mi-a plăcut ăla mai mult. Și mai avem pe listă What Do You Meme? O să vă filmez zilele viitoare. Da? Și mai avem Tabu. Ăla e în română. Ăla e în română și e fain. Abia aștept să le jucăm. Da, a fost super, super drăguț. Și da, acum s-a făcut ora 2 și am zis că e cazul să mă schimb și eu de hainele de tren, să fac un duș și să mă culc și să închei aici vlogul. Cred că v-ați prins că vlogmasul 23, adică cel de ieri, a intrat mai târziu pentru că eu l-aveam editat. Aba nu l-aveam editat, spun prostii. L-am editat în tren pentru că nu m-am organizat alaltă ieri, practic. Da, în fine. Ați înțeles ce vreau să zic? Și a trebuit să le editez în tren, nu aveam net cum trebuie, așa că am zis că mă ocup de el când ajung aici unde am Wi-Fi, dar evident că am uitat și m-am apucat pe la 10 de el, așa că de asta a intrat un pic mai târziu, îmi pare rău, am primit întrebări pe Instagram, v-am răspuns, dar am zis să zic și pe vlog, iar ăsta sper să intre totuși mai devreme. Bun, cam atât pe seara aceasta, ne vedem mâine, să vedem ce facem. Pe unde mergem, poate suntem doar în casă, ne îndopăm cu mâncarea asta, sigur o să se întâmple. Abia aștept să mănânc o snack mâine dimineață. Bun, și vă pup, vă mulțumesc că v-ați uitat la clipul meu, sper că v-au bucurat și pe voi imaginile cu peisajele alea, gen superb. Și ne auzim mâine.